Vasluienii spun că au cu ce se mândri, însă faptul că multe dintre punctele istorice de referință au fost lăsate de izbeliște a afectat și acest domeniu. Ar fi, dar trebuie implicat cei de sus. Dar nu vedeți dumneavoastră cei puțin Iașu, care au facultățile. Toți când e vorba, aici nu găsești un spectacol, aici nu găsești mai nimic, parcă e dat cu ciumă. Toți fug de Vasluieni. Pentru că țara... Nu avem niciun punct turistic care să atragă. Păi care? Care? Spuneți dumneavoastră. Eu nu prea-l văd acela care ar fi. Că ar fi să atragă, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu se poate pentru că nu ai cum. Iașu, hai că are facultăți și așa. Și aici s-ar putea. Am putea dezvolta, dar sunt foarte slabi cei care coordonează această activitate. Cum să nu? Avem foarte multe puncte turistice. Movilarul Burcel, Biserica Sfântul Ioan, Dobrina la Huș. Ar putea constitui puncte de atracție. Absolut, absolut că da. Problema culturală s-a lăsat pe locul 2. Că altfel nu poți să-ți dai seama. Uitați-vă, este liceul Anghel Rugină. Un liceu foarte bun, foarte bun. Dacă vă duceți acolo să filmați în spate, este clădirea internatului, nici cu cuvelele nu stă în ea, pentru că e dărmată de tot. Și atunci unde-i cultura, unde-i știința, unde-i? Statisticile demonstrează că în ultima perioadă turiștii calcă tot mai rar prin județ. S-au înregistrat 2567 sosiri, față de octombrie 2012, când erau 4556, deci este un regres. Iar la înoptări, în aceeași lună a octombrie anului 2013, au fost 3968, față de octombrie 2012, când au fost 7961 înoptări, iarăși se remarcă un regres semnificativ. Vasluienii speră ca cel puțin în viitor cultura să redevină ce a fost odată, iar zonele turistice să se dezvolte.